Utilajele primăriei Cluj-Napoca și ale regiei autonome a domeniului public au intervenit pe șantierul de pe strada Victor Papilian. Acest șantier a stârnit mari controverse, după ce în contextul unor ploi abundente, terenul din zonă s-a tasat. Primăria Cluj-Napoca a cerut judecătorilor să dispună efectuarea de urgență de lucrări de consolidare pe socotela constructorului, iar cererea primăriei a fost încuvințată de instanță. Un executor judecătoresc a predat azi șantierul angajaților municipalității. Constructorul a atacat cu apel decizia judecătorilor și afirmă că ar fi trebuit să realizeze el însuși lucrările de pe șantier. Șantierul a fost luat cu asalt de către o armată din în primăria, poliția locală, ReADP-ul, să vină să execute niște lucrări de umplere a șantierului cu pământ, lucrări pe care instanța de judecată ne le-a comunicat că le executăm noi, beneficiarul cu constructor angajat, ieri seară la ora 19. Astăzi, la ora 14, în prezența executorului judecător Zman, au venit desfășurarea de forțe pentru intrarea pe șantier, comunicându-se că lucrările sunt preluate de primărie ca să fie executate în regim de urgență. Mai mult, pe noastră. Situația de pe strada Victor Papilian stârnește în continuare dispute. Vecinii afirmă că de pentru tasarea terenului ar fi constructorul, în timp ce acesta afirmă că de vină ar fi vecinii, care au construit rețele neautorizate de tuburi de drenaj, care au deversat ilegal mari cantități de apă pe terenul lui. La rândul lor, reprezentanții municipalității afirmă că au intervenit pe șantier pentru că reprezentanții constructorului nu au executat până acum lucrările dispuse de instanță.